Deșertul Africii, mii de kilometri pătrați de nisip cu flora săracă, aruncată pe aici colo cu sol lutos și pietre înfierbântate sub soarele nemelos. Oare poate această întindere lipsită de apă și mângâiată de vânturi aspre să fie casa cuiva? Dar chiar și aici, în cel mai mare deșert, Sahara, se numără mai mult de 4.000 de specii de animale. Printre această varietate și-a găsit locul și un reprezentant din familia pisicilor. Eroul episodului nostru de astăzi este un maestru adevărat când merge vorba despre supraviețuirea în deșertul fierbinte, pisica de nisip, unul dintre cei mai mici reprezentanți ai familiei pisicilor. Lungimea corpului nu trece de 52 de cm, fără lungimea cozii, care mai adaugă încă 30 de cm. Greutatea animalului este între 1,5 și 3,5 kg. Masculii sunt un pic mai mari decât femelele. Habitatul pisicii de nisip se întinde de la pustiul Sahara, trece prin peninsula arabică până în țările Asiei de Sud. Animalul preferă cele mai uscate și calde teritorii din Africa și Asia. Ca să supraviețuiești în astfel de condiții, trebuie să fii super pregătit, iar cu asta pisica de nisip nu are probleme. Culoarea blănii sale e de culoarea nisipului, iar petele și nuanțele diferă în dependență de teritoriu. Prin urmare, putem distinge 6 specii diferite. Pisica are un cap aplatizat și lat, cu urechi mari cu capacități termoregulatoare, deși e departe în acest plan de pisica fenec. În unele zile, nisipul se încălzește până la 80 de grade Celsius, iar lăbuțele moi sunt protejate de blana aspră, ceea ce de asemenea o ajută să se deplaseze prin nisipul fin. Odată cu apusul, temperatura scade considerabil, însă blana densă îi permite să se simtă destul de confortabil. În timpul zilei, pisicile se ascund de soarele arzător în vizuinele părăsite de alte animale, dar odată cu noaptea e timpul să meargă în căutarea hrănii. Pisica de nisip se deplasează prin alergări scurte, încercând să își țină corpul cât mai aproape de pământ. În deșert e complicat să găsești hrană, așa că într-o singură noapte poate să meargă și 10 km pentru asta. Urechile mari nu sunt doar pentru a asigura termoregularea, ci și pentru a auzi cel mai încet sunet sau mișcare din jur. Auzul pisicii de nisip este mult mai acut decât cel a pisicilor domestice. O parte din dieta ei o constituie insectele, dar cel mai des pradă devin rozătoarele, care nici nu se așteaptă ca pisica să fie pe alături. În deșert, hrana nu e unica problemă. Apa este foarte greu de găsit, așa că pisica de nisip își face plinul de apă doar din alimentele pe care le mănâncă. În meniul lor intră păsările și ouăle lor, păianjeni, șopârle și chiar șerpi venenoși. Mai pe scurt, tot ce se mișcă și e mai mic decât aceasta. La condițiile nu chiar prielnice ale mediului se mai adaugă și lista inamicilor naturali. Mărimea o face prada ușoară pentru animalele mai mari, așa precum șacalii, varanii, șerpii venenoși mari și păsările prădătoare. Rămâne să se bazeze pe atenția sporită. Ca să evite întâlnirea cu prădătorii, pisica de nisip poate să analizeze împrejurimile pentru 20 de minute înainte de a ieși din adăpost. Aceasta de asemenea evită compania altor animale din toate puterile. Se ține departe de așezările umane și se întâlnește cu ceilalți reprezentanți speciei doar în sezonul de împerechere, și asta doar pentru câteva ore. Urmașii devin 2 sau 5 pui, care cresc rapid și la vârsta de 5 luni deja participă la vânătoare împreună cu mama lor. Când ajung la 6 luni devin practic independenți, însă sălbăticii trăiesc până la 8 ani, în captivitate până la 13. Cu părere de rău, mulți alți factori din viața acestei pisici rămân necunoscuți. Sub întrebarea e și numărul acestora, se presupune că sunt undeva vreo 50.000. Pisicile de nisip sunt prinse pentru vânzare și suferă din cauza distrugerii habitatului lor natural. Din fericire nu sunt vânate, dar activitatea umană le încurcă existența liniștită pe teritoriile în care se găsesc. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți pisica acasă, iar dacă nu, v-ați dori una de nisip. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!